Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Numirea fratelui baronului local, Paul Stănescu, la ANRE s-a săvârșit în ciuda tuturor protestelor publice. Domnul Alexandru Stănescu, vă reamintim, absolvent de mecanică agricolă și om de afaceri în agricultură, este propulsat, mă rog, a fost propulsat zilele acestea într-o poziție de conducere la ANRE. ANRE este, practic, Autoritatea Națională pentru Monitorizarea și Reglementarea Pieței de Energie. Este arbitru. Deci dânsul este acum arbitru. Noi ne mirăm de ce arbitrii sunt în țara asta la fotbal, dar uite, albitru. Uite ce arbitri avem la ANRE. Domnul Stănescu nu este specialist în domeniu, evident, și presa a întrebat de ce această propunere. Și domnul Ciolacu, șeful și cel care împarte funcții în statul român mai nou, domnul Ciolacu a răspuns că PSD are dreptul să facă asta. Uite, da, așa. PSD e var. Da. În cazul ăsta. Pentru că putem. Uh-huh. Practic ăsta e răspunsul. Și a mai zis că domnul Stănescu trebuie recompensat pentru că n-a mai intrat în Parlament la ultimele alegeri. Salariul estimat pentru domnul Stănescu la ANRE e cuprins între 6-8 mii de euro lunar. Acum nici eu n-am intrat în Parlament la ultimele alegeri. Poate domnul Ciolacu vrea să mă numească și pe mine pe undeva ceva. 6-8, ai 5 mii, sunt de acord. Nu zi de două ori. Da. Păi, da, da. Da, adevărul că n-ai fost să știi. Lucrurile din exterior. Da. Omul ăla a fost traumatizat când a intrat în Parlament. Adică și... Și partidul e ca o familie, știi? Care se gândește și la cel rănit. Da. Bă, dar de ce tratează rănile astea ale domnului Stănescu pe banii mei? Asta, păi, asta ce vrei e nemulțumirea mea. De ce nu-i dă domnul Ciolacu de la dânsul? Din salariul dânsului, să domnule, avem și noi un coleg sărac, e rănit, n-am mai intrat în Parlament, uite, punem noi colegii mână la mână din banii noștri și dăm dânsul un salariu de 6-8 mii de euro. De ce trebuie din bani publici? Asta e problema, știi? Să-l angajeze la firmă, la dânsul, dacă păi, cred că dacă e la bani mărunți toate aceste comitete și comiții, da, peste tot sunt oameni de genul ăsta, ok, da, cei mai mulți dintre ei mult mai discreți și da, nu știi tu sunt exact ce au făcut și cei cu ei. Da. Dar deci tot... asta mă scoate din sărite asta, că, domne, trebuie să-l ajutăm. Cum adică să-l, băi, ajutați-l, n-am nicio problemă, luați-l la partid și păi plătiți-l din cotizații. Lor. Sunt și banii lor, că și ei plătesc impozite. Da. E normal, ar fi pus în Senat, dar e mai complicat. Da. El acolo a țintit. Bun. Incredibil e că, în ciuda tuturor protestelor, domnul Stănescu nici n-a considerat necesar să se prezinte la Parlament, nici la audierile din comisiile de specialitate, nici la votul din plen, care au avut loc amândouă ieri. Și iată că avea ocazia să demonstreze că totuși presa este rea și nedreaptă și că dânsul este un tip articulat, foarte bine pregătit, care i-a atacat pe nedrept. Dar a ales să ignore toate criticile ca și cum i s-ar conveni, așa, fără niciun efort sau responsabilitate ce-i face cadou partidul. Din bani publici, repet. Propunerea PSD în comisie a trecut cu 28 de voturi pentru și 11 împotrivă. Voturile împotrivă au fost de la USR. Ăștia niște nenorociți. Coincidență. Iată ce spune, cred că este deputat, doamna Cristina Prună, citată de G4 Media. În 10 minute s-a dat votul fără să-l intervievăm. O bătaie de joc la adresa românilor. Deciziile de reglementare ANRE au impact asupra facturilor tuturor românilor și asupra pieței de energie, care este de miliarde de euro. Bun. Ulterior, Parlamentul a votat numirea lui Alexandru Stănescu, fratele secretarului general al PSD, Paul Stănescu, în funcția de membru al Comitetului de Reglementare al ANRE. Au fost 233 de voturi pentru și 120 de voturi contra. Vedeți, asta e să privim și partea plină a paharului. Cât o fie, că nu e atât de mare partea plină, nu e chiar jumătate. E, da, un pic tot e acolo, măcar să ne gândim și eu optimist. Vedeți, domnule, ce repede se poate mișca Parlamentul când e nevoie? Adică ce repede se poate mișca majoritatea PNL, PSD, UDMR când trebuie să dea o sinecură? Poate reușește să se miște la fel de repede și când vine vorba de săracii contribuabili și alegători vieții de ei, că au și ei săracii niște interese în țara asta, pentru care trimit reprezentanți în Parlament. Asta mă aștepta. Și acolo la fel. Eficacitate, eficiență, rapiditate. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.